Lucrurile s-au complicat extrem de mult în meciul Franța-Germania al industriei auto, în special după ce PSA a preluat Opel. Francezii se pregătesc să introducă în joc un campion al clasei compacte, iar acum a scos deja la încălzire o flotă de 30 de modele de preproducție. Volkswagen are încă un avans serios cu ID.3, dar asta nu înseamnă că Renault a pierdut deja cursa. Viitorul Renault Megane E-Tech electric va fi produs pe baza platformei CMF EV și va dispune de un motor electric cu puterea de 160 de kW, 217 cai putere pentru cei obișnuiți cu motoarele termice. Capacitatea bateriei litiu-ion este de 60 de kWh, ceea ce ar putea să-i permită modelului francez o autonomie de 450 de km în ciclul WLTP. Putem aprecia autonomia reală în jur de 250-400 de km în funcție de greutatea tălpii. Renault se oprește aici cu detaliile tehnice, în schimb consideră camuflajul mașinilor suficient de important pentru a-i dedica un paragraf întreg în comunicatul oficial. Noi încercăm să completăm imaginea viitorului Renault Megane electric cu fragmentele de informație de care dispunem până în acest moment. Designul, după cum se poate vedea în ciuda camuflajului, urmează fidel liniile conceptului Megane E-Vision. Ne așteptăm ca acest lucru să nu fie valabil și în cazul dimensiunilor. Conceptul avea o lungime de numai 4,21 metri. Cu siguranță Renault va păstra proporțiile și ampatamentul de 2,70 metri ale conceptului, scalând restul la valori mai apropiate de lungimea de 4,40 metri. Să nu uităm că modelul Megane actual are o lungime de 4,36 metri. În același timp, știm deja că viitorul Megane electric nu va avea un portbagaj frontal, Frunk, cum l-au denumit fanii Tesla. Spațiul economisit sub capota lui Megane va fi folosit pentru aducerea sistemului de climatizare, care nu va mai ocupa astfel loc în compartimentul pasagerilor. Prima imagine din interior dezvăluie un ecran gigantic în formă de L, care integrează panoul de instrumente și ecranul sistemului multimedia.